seara, doamnelor și domnilor! Mulțumim că sunteți alături de noi pe TransilvaniaTV.ro. Numele meu e Andy Deisler. Sunt astăzi alături de dumneavoastră pentru că împreună, pe 9 iunie, duminică, mergem să ne alegem și europarlamentarii odată cu primarii, președinții de consilii județene sau consiliile locale, respectiv consiliile județene. Sunt astăzi în fața dumneavoastră ca un simplu cetățean al Uniunii Europene, lucru care facilitează prezența mea și abordarea pe care am libertatea să o am în compania invitaților noștri la una dintre puținele dezbateri organizate între deschizătorii listelor pentru alegerile europarlamentare de la două din formațiunile importante ale României. Astăzi, alături de noi, îi avem pe domnii Dacian Cioloș, liderul formațiunii Reper și numărul 1 pe lista formațiunii în alegerile de duminică, dar și pe domnul Cristian Teher. Bună seara! Bună. Liderul formațiunii Partidului Național Conservator Român și primul pe lista Alianței AUR în alegerile de duminică. Domnilor, mulțumim foarte mult pentru prezență. Mulțumim și noi pentru invitație. E printre puținele ocazii pe care le are sălajul de deschide două dintre listele la alegerile europarlamentare. Sperăm să nu fie singura și să mai fie astfel de oportunități. Formatul acestei dezbateri, una dintre puținele care se întâmplă în România, e extrem de interesantă și agreată cu cei doi participanți. Respectiv, există câteva teme pe care le voi propune fiecăruia dintre ei. Vor răspunde câte două minute. În cazul în care unul dintre cei doi are de făcut un comentariu vis-a-vis de răspunsul celuilalt, va avea un minut la finalul răspunsului pentru a interveni, după care fiecare dintre ei poate propune una dintre temele pe care le aduc la masă, urmând să înceapă să discute despre această temă, după care celălalt interlocutor va avea cuvântul. Formatul, așa cum spuneam, este unul agreat de toată lumea. Am să dau citire și temelor pe care le aduc eu la masă, din partea, dacă vreți, grupurilor civice sau din partea românilor care urmăresc cu interes acest format și acest tip de dezbateri. Și am să încep cu energie, agricultură, migrație, tineret, securitatea datelor, starea Ucrainei, automotive sau industria automotive la nivel european, dar și formațiunile din Parlamentul European. Și am să încep prin a vă da cuvântul timp de două minute fiecăruia dintre dumneavoastră pentru a vă introduce singuri și pentru a ne explica motivația care v-a împins să deschideți lista alegerilor europarlamentare din partea formațiunilor pe care le reprezentați. O să încep cu domnul Cioloș în ordine alfabetică. Vă rog. Bună ziua, bine v-am găsit. Sunt pe lista pentru Parlamentul European a Partidului Reper. După un mandat de 5 ani în Parlamentul European, după un mandat de comisar european pentru agricultură, din punctul meu de vedere, faptul că România este protejată astăzi din punct de vedere securitar, faptul că avem bunăstare atât cât avem în ultimii ani, se datorează în mare parte faptului că aparținem Uniunii Europene. Însă eu nu-mi doresc ca România să fie doar un follower, să urmeze ideile și orientările date de cineva dintre statele membre mari la nivel european. Consider că România trebuie să joace un rol proactiv la nivel european, să determine și să influențeze direcția în care Uniunea Europeană o va lua și de aceea, cu toată experiența pe care o am, vreau să activez din partea României în Parlamentul European. Mulțumesc frumos! Domnul Terher, aveți cuvântul. În primul rând, felicitări pentru organizarea acestei dezbateri. Cred că e important ca cetățenii și alegătorii români care pe data de 9 iunie vor merge la vot să voteze printre altele și viitorii europarlamentari pentru un mandat de 5 ani. Cel puțin să audă pentru prima dată idei în dezbatere în acest context. Sunt Cristian Terher și europarlamentar, președintele Partidului Național Conservator Român, partid care este parte în alianța electorală sub numele Alianța AUR. Sunt cel care și deschide lista candidaților Alianței AUR pentru alegerile europarlamentare. Sunt la finalul din mandat de 5 ani, început în 2019, înainte de a fi ales în Parlamentul European, am trăit pentru 17 ani în SUA.
Iar în 2019, când mi s-a propus să candidez pentru alegerile europarlamentare, promisiunea pe care am făcut-o în fața românilor atunci a fost că voi merge în Parlamentul European pentru a apăra, în primul rând, drepturile și libertățile românilor și implicit a tuturor europenilor. De asemenea, că voi apăra interesul României și suveranitatea României în cadrul Uniunii Europene. A fost o promisiune pe care am făcut în 2019 și de care m-am ținut în toți acești ani și pe care o voi continua și în următorul mandat. De aceea, sper ca împreună cu votul dumneavoastră să fim cât mai mulți europarlamentari aleși de pe lista Alianței AUR să apărăm, așa cum se cuvine, interesul României la nivel european. Mulțumesc pentru răspuns. Mulțumesc și eu. Intrăm așadar în prima dintre cele 8 teme pe care vi le propun. Prima e energie. Vorbim sau încercăm să vorbim în minutele următoare despre energie, despre cum se face tranziția în Europa de la combustibili fosili la combustibili sustenabili. Și am să încep cu domnul Terheș data asta. Am să vă întreb care e viziunea dumneavoastră vis-a-vis de ce se întâmplă în domeniul energetic în Europa și dacă direcția este una sustenabilă pe viitor. 2 minute. Tema energiei este o temă extrem de importantă pentru viitorul Europei. Vă aduc aminte că acest proiect, care astăzi se numește Uniunea Europeană, a pornit de la o idee de bază, în fond și la urma urmei după al doilea război mondial, pe lângă chestiunile ideologice și politice de atunci, sub numele de comunitatea economică a cărbunelui și oțelului. Ori vorbim despre cărbune și oțel, iar ulterior s-a vorbit și despre comunitatea atom, cum mai este numită. Și vorbim așadar despre două surse fundamentale de energie pentru Europa. Cărbunele pe de o parte și energia nucleară pe de altă parte. Din păcate, în ultimii 5 ani, sub conducerea Ursulei von der Leyen, exact aceste fundamente ale acestui proiect european au fost sabotate prin așa numitul proiect Green Deal sau Pactul Verde European, cum mai este cunoscut în România. Ideea că până în 2030 sau până în 2050 se va ajunge la așa numita neutralitate climatică este una efectiv utopică. În 2019, Ursula von der Leyen a spus în plenul Parlamentului European, când a cerut voturile europarlamentarilor pentru un mandat în fruntea Comisiei Europene, următoarele, citez: emisiile de gaze trebuie să aibă, emisiile de carbon, în fapt, trebuie să aibă un preț care să ne schimbe comportamentul. Întreaga această discuție despre mutarea surselor de energie din așa numita sursă, cum e și cărbunele, spre așa numitele regenerabile, este de fapt o discuție care ascunde cu totul altceva. Distrugem ceea ce funcționează și care produce deja energie pentru o utopie în care, în fond și la urma urmei, ne va face dependenți de gazul și de cărbunele din Rusia sau poate din alte zone ale Europei sau ale lumii care în momentul de față sunt folosite ca sursă de energie. Vă dau un exemplu concret. În Mehedinți s-a distrus tot ceea ce înseamnă sectorul termoenergetic. Cărbunele din Mehedinți astăzi este transportat în Serbia. În Serbia este ars în termocentrală, iar România cumpără astăzi curent din Serbia pe cărbunele din România. Ceea mulțumesc, ce mulțumesc frumos. Este să se continue ceea ce funcționează. Mulțumesc frumos. Au fost 2 minute. Să se meargă. Mulțumesc frumos. Veți mai avea ocazia să interveniți. Mulțumesc frumos, domnul Cioloș. Aceeași întrebare. Ce facem cu planul pentru energie în Comitetul European? Pentru mine, chestiunea energie nu e o chestiune ideologică. E o chestiune de securitate pentru Uniunea Europeană. Și eu nu concep o dezvoltare a industriei europene cu depinzând de petrolul care vine din Orientul Mijlociu, vedem zone de conflict, sau, eu știu, gazul sau cărbunele care vine din Rusia, nu cred că e cazul să mai comentez. Și vă dau un exemplu, cifre. În România trebuie să vorbim de mixul energetic. Cum ne asigurăm securitatea energetică, asigurând și un flux continuu de producție de energie. În România deja avem, cred că, în jur de 25% energie produsă solar. Avem capacitatea asta și inclusiv de a o crește dacă ameliorăm capacitatea de stocare. Vânt, energie eoliană, tot cam în jur de 25%. Avem nuclearul, cred că vreo 18% sau 16%, vreo 18% energie hidro. Deci toate astea, din punctul meu de vedere, sunt energii regenerabile unde nu depindem de alții. Avem și gaz, care este important pentru a asigura un flux continuu de energie în perioada când nu e soare sau când nu e vânt sau în perioada de iarnă. Deci e important să avem și stocuri de gaz și Partidul Repair și noi, europarlamentari, am susținut în Parlamentul European ca și nuclearul și gazul să continue să fie surse de energie susținute la nivel european.
cărbunele în România, din păcate, nu de acum, de un an sau doi, de mai multă vreme. Sursele, minele de cărbune cu valoare energetică au scăzut, din păcate, doar că statul român n-a avut curajul să facă restructurarea, să propună alternative oamenilor de acolo, să treacă centralele care acum sunt pe cărbune, să le treacă eventual pe gaz. Și de secunde. Asta avem o discuție care e politizată, care e ideologică, dar care nu atinge interesul energetic al României și al Uniunii Europene. Pentru noi e important chestiunea energetică și pentru Republica Moldova, nu doar pentru România. Mulțumesc frumos. Aș vrea să răspund la vă rog, un minut. Lucruri care s-au spus de către colegul de platou. Agrez cu faptul că discuția despre energie n-ar trebui să fie o discuție în termeni și dintr-o perspectivă ideologică. Și ar trebui să fie o discuție pragmatică, pe date și pe cifre. Azi dimineață, pe data de 3, când înregistrăm această emisiune, la ora 8 dimineață, România consuma 6.010 MW de energie și produce doar 4.570. 1.440 de MW, adică 23% din energia pe care România o consumă în dimineața zilei de 3 iunie la ora 8 dimineața, este adusă din import. Dacă mergeți pe site-ul Transelectrica, de exemplu, să vedeți la secundă sursele de energie din România. Din acești 4.570 de megawați produși în România, 20% sunt produși pe cărbune. Contrar la ceea ce spune colegul de platou, da, e frumos să avem eoliene și solare. Problema este că depinzi în cadrul sau în cazul energiei eoliene de vânt, mulțumesc, iar în cazul energiei solare de soare. Ce te faci dacă n-ai vânt sau dacă e noapte, mulțumesc, și n-ai soare? Nu poți elimina ceva ce funcționează cu, mulțumesc, ceva care funcționează uneori. Mulțumesc frumos. Un minut aveți și noastră, vă rog. De asta e important, domnul Terheș, ca România să fie conectată la rețeaua europeană, pentru că România exportă și importă energie, așa cum România exportă și importă alimente, așa cum România exportă și importă multe alte lucruri. Vorbim de comerț intracomunitar, unde avem interese comune. România a exportat de mai multe ori energie către Republica Moldova, către Ucraina, către Bulgaria. Când are nevoie, vine și de acolo. Din punctul meu de vedere, nu pe o zi e relevant ceea ce se întâmplă. Haideți să ne uităm și o să ne uităm pe un an de zile și să vedem cât producem din solar, cât din eolian, cât din nuclear, să dezvoltă capacitatea de producție pe nuclear. Din punctul meu de vedere, e importantă și extracția gazelor din Marea Neagră, pentru că asta ne poate da un element de securitate în plus. Eu cred că așa trebuie văzute lucrurile, într-un context mai larg, pentru că nu trăim izolați, pentru că nu trăim într-o lume în care existăm doar noi, mulțumesc, dar trăim într-o lume mai largă și trebuie să ne gândim la asta. Mulțumesc frumos! Am agreat împreună un minut fiecare retur. Nu au fost atacuri la persoană. Vă rog, domnilor, e prima temă. Mai avem atâtea teme din care putem divalga în energie. Ne-ați trimis înainte câteva, exact, dintre teme. Am să vă rog să alegeți una dintre temele trimise înainte. Dar dumneavoastră, ca moderator, vă las dumneavoastră acest drept. Bun, una dintre temele pe care le-ați trimis, cred că are relevanță în discuție. Închiderea minelor ați selectat dumneavoastră și am, exact, să vă rog să începeți să ne spuneți la ce anume vă referiți și ce anume veți face pentru a atenua aceste efecte negative. 2 minute. Oarecum tema continuă, tema primei întrebări. Tocmai aici este problema. Că atunci când vorbești despre energie, nu vorbești doar despre o medie care anual îți poate veni din surse regenerabile. E important să ai aceste surse regenerabile, evident, și e important să le susții. Problema este că tu în sistemul energetic, și dacă cineva vorbește cu energeticieni, vă explică lucrul acesta. Este exact ca la fizică. Tu ai nevoie de energie când ai nevoie, nu ai mâine nevoie de energia pe care tu ai nevoie astăzi. Ori aici este problema. Că în timpul nopții, de exemplu, energia solară nu-ți produce nimic. Când nu bate vântul, nu ai energie eoliană. Colegul de platou a spus că importăm sau exportăm energie. Problema este că importăm prea multă. A dat exemplu mâncării. Că România importă și exportă mâncare. Problema este că importăm prea multă. 75% din mâncarea care se consumă în România astăzi este adusă din importuri. Noi ce venim și propunem e următorul lucru. Nu distrugeți ceva ce deja funcționează. Poate nu funcționează perfect.
Nimeni nu vine și spune să redeschidem toate termocentralele, inclusiv astea de la Zalău, de exemplu, ca să produce energie cu cărbune de la Sărmășac sau de la Chiești. Nu asta e ideea. Dar dacă deja, cum arată datele statistice, 23% din energia pe care aproape zilnic o consumă România îți vine din afară, din cea care este produsă în România, 20% este deja produsă pe cărbune. E absurd să vii și să spui închide minele de cărbune și implicit tot ce înseamnă sectorul energetic bazat pe cărbune, în ideea că ne bazăm pe partea aceasta așa numită energie regenerabilă. Ce te faci dacă nu bate vântul? Ce te faci dacă e noapte? Dacă e înorat? Dacă ninge sau dacă plouă? Pentru că aici e problema. Dacă sistemul energetic nu are energie când el are nevoie, îți crapă sistemul. De-aia se tot vorbește despre blackouts. S-a vorbit enorm despre această interconectivitate, inclusiv cu Moldova. E extrem de important lucrul acesta. Problema este că noi astăzi, cum v-am explicat, exportăm cărbune din Mehedinți în Serbia. Serbia produce energie în termocentralele lor, pe care îl vinde nouă și cu care, evident, ajutăm și Moldova. Dar de ce n-ai putea folosi cărbunele alea, de exemplu, să producă energie în România? Aici e întrebarea. Mulțumesc frumos, domnul Cioloș, vă rog. Tema este închiderea minelor de cărbune din țara noastră și legătura acestui fapt cu planul de energie la nivel european. Deci eu v-am dat niște cifre. La nivelul unui an, România produce deja, din nevoia, din consumul de energie, produce deja peste 25% energie solară. Evident că nu noaptea, evident că nu atunci când e norat, dar pe durata unui an, România, din consumul de energie, produce 27% energie solară și asta e o producție care va crește. Vedeți câte gospodării își pun panouri solare și noi ar trebui să discutăm, evident, ce facem cu oamenii care lucrează în mine, care nu mai sunt rentabile pe termen lung. Eu nu vorbesc de un an sau doi, vorbesc pe termen lung. Ce facem ca să construim acele sisteme de energie regenerabilă autonome, locale, pe cartier, pe comune, care să nu mai fie neapărat conectate toate la sistemul național, dacă oamenii pot să-și producă autosuficiența la nivel local. La fel și cu eolianul. Noi avem energia hidro, care poate să fie și aia o energie de rezervă. Barajele pe care noi le avem și avem, slavă Domnului, destul de multe, pot fi folosite, pot, și sunt deja astfel de sisteme. Când pompezi apă, când ai energie solară și eoliană prea multă și nu o consumi în sistem, pompezi apă și când ai nevoie, pentru că e noros sau nu e soare, dai drumul mai mult la hidrocentrale. Avem nuclearul, vom crește capacitatea de producție de energie nucleară. Avem gazul. Încă o dată, gazul, din punctul meu de vedere, în România are mai mult viitor decât cărbune, unde avem mine cu cărbune cu capacitate energetică redusă. Nu spun că trebuie închise minele mâine, dar noi avem deja 10 ani de zile de când guvernul și-a făcut planul acesta de a închide anumite mine care nu mai sunt rentabile și de a le trece pe gaz sau pe alte surse, și n-a făcut lucrul ăsta din motive politice și a bătut joc de oamenii de acolo, i-a mințit, le vinde gogoși și o să ajungem în situația în care la un moment dat, la un punct, o să avem deja capacitate de producție energie regenerabilă și nu știu ce facem cu minele. Mulțumesc, corect, mulțumesc frumos. Nu am agreat un răspuns de 30 de secunde înainte ca o regulă. Aș vrea să trecem la următoarea temă, pentru că sunt foarte multe și abia pe prima am încheiat-o. Aș continua cu tineret. Da? Aș vrea să vă dau cuvântul în ceea ce privește puterea Parlamentului European de a fi mai ascultător în privința problemelor cu care se confruntă tinerii și cum incluziunea tineretului trebuie să reprezinte una dintre prioritățile asumate în viitorul mandat de 5 ani la Parlamentul European. Ce veți face, domnule Terheș, în privința ascultării tinerilor și a incluziunii lor și a problemelor cu care ei se confruntă mai mult în viitor? Când vorbim despre situația tinerilor, nu poți vorbi segmentat doar despre situația tinerilor raportat la o anumită etapă din viața acestora. Uniunea Europeană și instituțiile Uniunii Europene au nevoie să privească situația tinerilor și a viitorilor adulți care se căsătoresc și care vor fi în anumite domenii și vor produce, sperăm, plus prosperitate în această Uniune Europeană. Prin urmare, ai nevoie de o viziune de ansamblu, nu o viziune segmentată. Că auzi anumite partide care se focusează pe pensionare, pentru că acolo analizează ei și speră ei că au bazinul de vot. Alții vin și spun, ne focusăm pe tineri pentru că
au așteptări ca aici le e propriul bazin. Puțin însă vin și vorbesc despre ce se întâmplă cu o persoană care se naște în interiorul Uniunii Europene, se educă în interiorul Uniunii Europene și termină școala și ce face după ce își termină școala până când pleacă dintre noi. Ori dacă noi vorbim despre Uniunea Europeană și ceea ce Uniunea Europeană poate oferi și facilita pentru aceste persoane, e necesar să ai o viziune de ansamblu. Ori ceea ce venim noi, atât grupul conservator din Parlamentul European și tot ce înseamnă mișcare conservatoare la nivelul Uniunii Europene, este o chestiune foarte simplă. Te-ai născut în interiorul Uniunii Europene, ai extrem de multe drepturi pe care e bine și ideal să ți le exerciți în interiorul Uniunii Europene, să nu trebuiască să pleci eventual în altă parte să-ți cauți un trai mai bun. Educația din interiorul Uniunii Europene în momentul de față suferă imens ca urmare unei ideologii promovate de la nivel european, cum este și ideologia de gen. Ai extrem de mulți tineri astăzi care termină școala și nu mai știu să facă nimic pentru că sunt învățați, îndoctrinați în școală să se gândească dacă sunt băieți sau fete și nu cum să fie ingineri sau profesori sau medici. Ori propunerea pe care noi o venim și o aducem în fața electoratului european este de revenire la așa numita educație clasică. Atunci când îți trimiți copilul la școală, acest copil trebuie să fie învățat să citească, să socotească, să gândească, mai ales critic, și nu să fie îndoctrinat cu fel și fel de ideologii care sunt contrare uneori chiar naturii. Mulțumesc pentru răspuns. Domnule Cioloș, ce facem cu incluziunea tinerilor în procesele Parlamentului European și ale Comisiei Europene? Tinerii trebuie să fie o prioritate nu doar pentru viitor în Uniunea Europeană, ci pentru prezent. Pentru că vorbim de cele mai multe ori despre tineri la viitor, dar uităm că ei au viață în prezent, că ei au probleme în prezent, că ei își pun niște întrebări în prezent despre o lume care e în continuă schimbare. Domnul Terhe vorbește de o educație clasică. Păi unde e digitalul în educația asta clasică? Unde e inteligența artificială? Unde e accesul la informație? Tinerii sunt bombardați de informații din toate direcțiile și n-au chei de lectură ca să poată să-și structureze un mod de gândire și să-și l-asume. Și eu cred că asta trebuie să le ofere Uniunea Europeană. Educația, din păcate, nu e un subiect de competență europeană, e un subiect de competență națională. Noi, la Partidul Reper, ne dorim să aducem educația, la fel ca și sănătatea, subiecte, teme de competență partajată între statele membre și Uniunea Europeană. Vedem deja succesul programului de bursă Erasmus pentru studenți. Ne dorim același lucru și pentru ucenici, cei care fac școli profesionale, să poată să facă stagii de practică în companii oriunde în Uniunea Europeană cu finanțări europene. Ne dorim același lucru și pentru colegii, pentru licei, pentru licee, pentru a putea folosi bune practici din alte părți din Uniunea Europeană și a ameliora sistemul de învățământ și în România. Tot la tineri mă refer când mă gândesc și la construcția de locuințe, de grădinițe. Sunt multe astfel de lucruri care pot fi construite cu fonduri europene. România nu folosește suficient această sursă. Îmi doresc să avem programe pe un program de educație partajată în care organizații, comunități locale se poată să acceseze direct astfel de fonduri europene pentru ceea ce au nevoie tinerii. Și apoi prioritățile politice, chiar la nivel european, ar trebui să... acolo ar trebui să se regăsească mai mult tinerii. Mulțumesc frumos pentru răspuns. Doriți să interveniți în continuare? Da, cu un minut? S-a făcut o afirmație cu privire la educația clasică, cumva care ar fi în contradicție cu digitalizarea și inteligența artificială. N-au legătură cele două lucruri. Pentru că pe de o parte vorbim despre mijloace și în cealaltă parte vorbim despre obiective. Evident că atunci când vorbești despre mijloace educaționale, accesul la internet, digitalizare, inteligență artificială, e un plus valoare pentru tot ceea ce înseamnă educație și proces educațional. Eu vin și vorbesc însă despre obiectivul, despre finalitatea procesului educațional, care nu ține de digitalizare sau de inteligență artificială, ci de dezvoltarea pe care un tânăr care iese dintr-o școală, cum e și în cazul nostru în România, ce poate să facă tânărul respectiv în societatea de astăzi cu bagajul de informații pe care l-a acumulat în școală. Ori astăzi, din păcate, și asta e o situație și în România, vedeți ce se întâmplă cu analfabetismul funcțional, persoane care citesc și nu înțeleg ce citesc. Pentru că toți oamenii politici vin și fac genul acesta de promisiune. Avem fonduri europene, aducem fonduri europene în școală,
Mulțumesc. Și se vor face, se vor introduce computere, dar pentru aia mulțumesc. Tinerii care ies nu sunt mai bine mulțumesc pregătiți pentru mulțumesc foarte frumos societate. Pentru intervenție. Domnule Cioloș, un minut. Digitalizarea, inteligența artificială nu sunt doar mijloace. Sunt instrumente care ne vor afecta inclusiv viața noastră de zi cu zi. Vorbim de analfabetism funcțional. Un analfabetism digital poate să fie, să impacteze mai grav viața oamenilor dacă nu-i formăm pe tineri la ceea ce se întâmplă în lumea de astăzi. Cum circulă informația. Să învățăm să gândească cu mintea lor și nu să le dictăm noi lucru cu care venim noi, generațiile noastre din trecut, să indoctrinăm cu astfel de lucruri. Eu sunt de acord, domnule Terheș, să nu indoctrinăm tinerii cu nimic, dar cu nimic, cu nicio doctrină, să învățăm să gândească, să prelucreze informațiile masive cu care sunt înconjurați și bombardați astăzi și să aibă curajul să-și asume deciziile pe care ei și le doresc. Asta înseamnă pentru mine educație. Evident, rolul părinților e unul cheie, rolul familiei e unul cheie, rolul comunității e unul cheie, dar tinerii trebuie mulțumesc. Să fie, să li se permită mulțumesc, să se uită în viitor și nu mulțumesc trebuie. Frumos. Domnule Cioloș, aș continua cu una dintre temele de discuție propuse de dumneavoastră. Doriți să o selectați dumneavoastră sau pot nu, să o selectez rog. Eu? Aș selecta miza alegerilor europarlamentare. E o temă pe care dumneavoastră ne-ați propus-o și am să vă las pe dumneavoastră să elaborați asupra acestor mize. Alegerile europarlamentare de anul acesta, în primul rând aș vrea să fac remarca faptului că, din păcate, în România, în acest moment, nu există o dezbatere despre alegerile europarlamentare. Partidele comasate la guvernare fac tot ce e posibil să evite acest subiect, să evite să-și expună candidații, să-și expună capii de listă oameni care unii dintre ei au fost în Parlamentul European și n-au făcut mare lucru acolo. Mizează totul pe candidați la nivel local, câtă vreme Uniunea Europeană va trece în perioada următoare prin transformări esențiale. Pentru că da, eu sunt pro-european, eu îmi doresc o Românie puternică într-o Uniune Europeană puternică și consider că Uniunea Europeană actuală trebuie reformată și sistemul decizional și modul de funcționare și felul în care așteptările și nevoile cetățenilor de la bază, inclusiv ale tinerilor, pentru că am vorbit de ei, sunt reflectate în deciziile europene, dar pentru asta trebuie să avem dezbatere în România despre aceste subiecte, să vedem care e poziția României, care e poziția partidelor politice sau alianțelor care prezintă candidați. Pentru că eu nu-mi doresc o Românie izolată în Uniunea Europeană, eu nu-mi doresc o Românie care să n-aibă în continuare capacitatea să aibă acces la fonduri europene, unde cetățenii să nu aibă drept de liberă circulație pentru că unele state membre guvernate de partide extremiste sau anti-europene închid frontierele. Nu-mi doresc o Românie în care tinerii să nu poată studia și să nu poată munci. Dar pentru asta trebuie să dăm o perspectivă Uniunii Europene. Îmi doresc Republica Moldova în Uniunea Europeană și România va trebui să joace un rol cheie aici. Despre astfel de lucruri aș fi dorit să aud dezbateri și din partea celorlalte partide care evită discuțiile despre subiecte europene. Mulțumesc frumos. Domnule Terheș, 2 minute despre care sunt mizele alegerilor europarlamentare din 2024 în viziunea dumneavoastră. Aici pot să spun că avem o temă unde suntem de acord ambii colegi de platou. Într-adevăr, după alegerile din 9 iunie acestui an, Uniunea Europeană va trece prin niște modificări fundamentale. Diferența dintre mine însă și domnul Dacian Cioloș este viziunea pe care o avem cu privire la Uniunea Europeană și rolul României în această Uniune Europeană. Dânsul vine și spune că e deschis pentru reformarea Uniunii Europene și schimbarea modului de decizie. Ceea ce dânsul însă nu explică și poate explică este că există un curent în Uniunea Europeană, cărui reprezentant este și domnul Cioloș, care dorește să suprime dreptul statelor de a avea veto pe chestiuni care sunt de importanță majoră națională pentru statele respective, ceea ce înseamnă efectiv suprimarea suveranității naționale. Noi venim din partea conservatoară și spunem exact opusul. Uniunea Europeană a pornit ca un concept de unitate în diversitate, un concept sociopolitic, economic, în care statele și-au păstrat suveranitatea sau și-au păstrat naționalitatea și-au păstrat propria tradiție constituțională, după cum o spune și tratatul.
Uniunii Europene, însă în această Uniune Europeană, când vin și e momentul să se ia decizii importante, majore, cu impact pentru fiecare națiune, e important ca vocea acelei națiuni să fie ascultată. În cazul meu, acesta este și motivul pentru care am spus, candidez din nou pentru a apăra suveranitatea României în cadrul Uniunii Europene. Pentru că în momentul de față, cu tot ceea ce se pregătește, inclusiv din grupul din care Reper probabil va face parte, este modificarea modului de funcționare al Uniunii Europene, astfel încât România să-și piardă suveranitatea, să-și piardă supremația Constituției, iar deciziile să fie luate de o sectă birocratică de la Bruxelles, nealeasă de nimeni, a cărui chip și nume nu-l știm și care nu dă socoteală nimănui. Mulțumesc. O să răspund. Care e acea sectă, domnule Terheș? Parlamentul European e o sectă unde sunt 33 de europarlamentari români? Consiliul European, Consiliul Uniunii Europene e o sectă acolo unde România e reprezentată de miniștri și de șeful statului? Comisia Europeană, care e votată și de dumneavoastră, cu votați împotrivă sau pentru, ăsta e jocul democrației. Comisia Europeană, unde fiecare stat membru are un reprezentant, e votată de Parlamentul European. Unde e secta aceea despre care vorbiți? Veto pe subiectele esențiale și importante, cum e extinderea Uniunii Europene, cum eu știu, sunt alte subiecte legate de industria de apărare, de armată și așa mai departe, rămân în continuare o decizie cu toate statele membre. Dar dumneavoastră vă convine ca un stat membru, folosindu-se abuziv de dreptul de veto, atunci când aplicăm o legislație europeană, cum e Austria, să voteze împotriva Schengen, împotriva aderării Schengen pentru România? Asta înseamnă veto pentru orice. Mulțumesc frumos, domnule Cioloș. Nu permiteți să răspund. Vă rog. Evident. Vedeți, aici este diferența. Pentru că noi venim și spunem următorul lucru. Veto este important pentru a-ți apăra interesul național. Evident că există situații când o țară își folosește abuziv acest drept, cum a făcut și Austria. Dar soluția nu este eliminarea acestui drept, pe care și România îl are pentru a folosi atunci când e nevoie, evident cu bună credință, pentru a-și apăra propriul interes. Îi auziți pe cei care vin și argumentează că vor să se elimine dreptul de veto, spunând, păi uitați ce a făcut Austria. Știți ce se întâmplă? În Schengen sunt state care nu sunt membre ale Uniunii Europene. Ori de ce România se renunțe la dreptul de veto în favoarea unei astfel de utopii care n-are de fapt de a face nici cu legea, nici cu realitatea? Renunțând la acest drept, renunțând la acest drept, sub pretextul că toți ceilalți vor fi de bună credință. Statele au interese. Până una alta, Uniunea Europeană este compusă din state. România are propriul interes, cum au și alte state. Ori pentru ca România să-și poată apăra acest interes, evident, cu bună credință. Eu nu sunt adeptul folosirii abuzive a dreptului de veto. Mulțumesc. Dar e important să-l ai pentru a-ți apăra interesele. O să vii să te derobezi de această posibilitate ca să-ți apări interesele. Domnule Terheș, mulțumesc frumos. Incorrect față de poporul. Aș trece la tema numărul 3. Negocia, domnule, îmi cer scuze, nu avem negociat mai mult. Domnilor, aș vrea foarte mult să respectăm întregul scenariu agreat înainte, da, cu ambele echipe. Bun, mergem mai departe. Tema 3 pe care o aduc în discuție se numește migrație, da, și politica Uniunii Europene în următorii 5 ani vis-a-vis migrație. Am să încep cu domnul Terheș. Vă rog, ce facem cu migrația la nivelul Uniunii Europene în următorul mandat al dumneavoastră în calitate de potențial parlamentar european? Când vorbim despre migrație, e important să definim explicit termenii, pentru că vorbim despre migrație legală și ilegală. Pentru a opri, și este un fenomen în momentul de față extrem de preocupant, îngrijorător, chiar, al creșterii migrației ilegale. Acest fenomen trebuie oprit și pedepsit. Pentru că Europa și implicit România e imperativ să-și protejeze granițele externe, dar în același timp să lase liberă, că așa de aici a pornit de fapt întreaga idee și proiect european, libera circulație a mărfurilor și persoanelor. Ori noi în momentul de față în interiorul Uniunii Europene avem o situație absurdă. Granițele externe ale acestei Uniuni sunt efectiv vraiște. Vin persoane din sau prin nordul Africii, îți intră în Europa sau îți vin din Turcia, îți trec în Grecia, care este membră Schengen, și din Grecia se pot deplasa absolut oriunde. În timp ce România și Bulgaria sunt ținute în afara spațiului Schengen. Colegul de platou spunea că să se negocieze. Da, să se negocieze. Problema este că toți cei care au fost deja la putere
Din 2011 România îndeplinește toate condițiile să fie intrat în Schengen și toți cei care spun că este important să se renunțe la dreptul de veto, dar să se negocieze, puteau să negocieze și n-au reușit să facă lucrul acesta pentru că au preferat să stea în genunchi în fața acestor oameni. Problema migrației ilegale. Europa are în momentul de față nevoie de muncitori. Uitați-vă ce se întâmplă și în cazul nostru. Vestul are o politică de a atrage lucrători, muncitori, să spun, din estul Europei, în timp ce noi, în situația în care suntem, aducem din alte părți. E important ca fiecare țară, atunci când vine vorba de astfel de lucru cum privește migrația, să aibă o politică de respectare a drepturilor și libertăților pe de-o parte, dar și de aplicarea legii. Ai intrat în Uniunea Europeană ilegal, trebuie să fii deportat. Ai venit în Uniunea Europeană legal, ai încălcat legea, trebuie să fii trimis acasă. În plus de asta, Europa are nevoie de politici demografice astfel încât să stimuleze familiile tinere să aibă copii pentru a avea viitor. Mulțumesc frumos! Domnule Cioloș, două minute. Trebuie să mă pișc, să fiu sigur că e real, că sunt prezent aici și aud un reprezentant al AUR vorbind de migrație legală, de muncitori de care avem nevoie, pentru că până în urmă cu ceva vreme toți erau criminali, teroriști, nenorociți. Și din cauza străinilor, România o ducea prost. Da, avem nevoie de o migrație controlată, ceea și în primul rând frontierele, un control adevărat la frontierele Uniunii Europene, o adevărată politică de azil, să fie reguli clare pentru toate statele membre, în ce condiții recunoaștem un migrant legal sau un azilant cu drept de azil în Uniunea Europeană și să găsim mijloacele prin care identificăm și returnăm migranții ilegal, pentru că doar în aceste condiții de protecție și de control la frontierele externe putem avea și sistemul Schengen care să funcționeze și pe care, ba da, unii l-au negociat, domnule Terhe, și dacă cel care v-a pus pe listă în primul mandat, Liviu Dragnea, n-ar fi aruncat în aer legile justiției pentru el, în interes personal, în 2017, România ar fi fost în Schengen pentru că am negociat niște lucruri în 2016. Așa cum am negociat eliminarea vizelor cu Canada, pe care le-am negociat și le-am obținut. Deci avem acum un pachet de migrație votat în sfârșit la nivel european, care nu e perfect, dar care trebuie să înceapă să fie aplicat și pe întărirea controlului la frontiere și pe politica de azil și pe felul în care sunt gestionați migranții legali care intră în Uniunea Europeană și în funcție de cum vor evolua lucrurile și ce vom vedea că trebuie perfecționat, să putem să perfecționăm. Dar da, Uniunea Europeană nu poate să rămână complet izolată, însă nu poate să fie nici cu o frontieră permeabilă la oricine și la orice. Mulțumesc frumos! 30 secunde. Doriți să intervenim? Un minut. Ați vorbit despre domnul Liviu Dragnea. Dumneavoastră vorbiți? Că da, eu vorbesc. Ajuns premier. Secundă. Eu vorbesc. O să vă rog să nu interveniți peste minute. Nu trebuie să aveți emoții. Nu am emoții. O să vă rog. Parlamentul României de mai mulți. Eu n-am negociat locul pe listă Cioloș, cum ați negociat domnului Terheș, vă rog. Diferența dintre noi doi este că eu n-am negociat nimic. Eu nu știu ce ați negociat. Dumneavoastră vorbiți despre Liviu Dragnea, care ați ajuns premier ca urmare a voturilor și negocierii pe care dumneavoastră ați făcut-o cu Liviu Dragnea. Da. Dumneavoastră veniți, păi mulțumesc că recunoașteți. Dumneavoastră veniți și spuneți următorul lucru. Dumneavoastră când ați fost premier, ați negociat ceva pentru Schengen. Ce ați negociat, stimate domn? Pentru că atunci când România și Bulgaria au semnat tratatul de aderare a României și Bulgariei la Uniunea Europeană, partea acelei negocieri finalizată în 2004 a prevăzut că în momentul în care cele două țări îndeplinesc toate condițiile să intre în Schengen, trebuie să intre în Schengen. Din 2011, rapoartele Uniunii Europene arată că aceste două țări îndeplinesc toate condițiile. Ce ați mai negociat dumneavoastră? Aici este problema. Frumos. Dumneavoastră trebuia să cereți aplicarea dreptului pe care România l-avea. Nu să mai negociați altceva. Mulțumesc frumos. Negociat aveți un minut la dispoziție pentru a-i răspunde domnului Terheș. Diferența între a negocia și a cere e că atunci când negociezi obții niște lucruri, atunci când ceri, faci doar tărăboi și dai bine acasă, dar nu obții nimic. Exact așa s-a întâmplat și în 2015, când niciunul din partidele din Parlament n-au propus un candidat de prim-ministru, când președintele a propus un prim-ministru independent, care s-a dus în Parlament cu un program de guvernare pentru care a cerut votul unei majorități în Parlament. Am primit votul unei majorități în Parlament, fără să am nicio coaliție,
fără să am nicio înțelegere cu partidele respective, am cerut un vot în Parlamentul României și l-am primit. N-am negociat un loc pe listă așa cum ați negociat dumneavoastră, venind din Statele Unite să dați lecții Uniunii Europene. Și după o anumită perioadă ați plecat în altă parte. Și acum veniți și ne spuneți că nu sunteți nici la AUR, că aveți un alt partid. Dar în sfârșit, asta e problema alegătorilor dumneavoastră până la urmă. Mulțumesc, nu. Mulțumesc deci, frumos, mulțumesc frumos, domnule Terheș. Avem foarte multe alte teme. Eu spun că am trecut conversație. Domnilor, o să am ieșit din biroul tuturor partidelor din Parlament. Deci dumneavoastră veniți să vorbim despre negocieri politice care ați ajuns într-o funcție politică. Ce e democrație, domnule? Vă rog din suflet. Știți ce e democrație? Am să rog colegii să le oprim microfoanele. Mulțumesc. Am să rog colegilor să oprim înregistrarea dacă nu putem să funcționăm civilizați așa cum am agreat. Vă rog, domnule Terheș, vă rog din suflet. Mai avem așa multe teme de acoperit. Vă rog, da? Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos. Domnule Terheș, pentru că sunteți atât de versat, vă dau cuvântul pentru următoarea temă propusă de dumneavoastră. O alegeți pe una dintre cele două rămase, nu? Atunci aș dori să selectez eu ideologia de gen, așa cum ați definit-o dumneavoastră. Ce anume spune legislația UE în privința ideologiei de gen și ce anume și care e pericolul, v-aș întreba pe dumneavoastră. Vă rog, 2 minute aveți. Că tot s-a vorbit în această emisiune despre educație. Și când vorbim despre educație clasică, nu înseamnă să fii educat cum erau educați sau în doctrina sau în viziunea părinților sau a străbunicilor noștri. Când vorbim despre educație clasică, ne referim la modul cum persoana este educată, nu ce este educată. O persoană tânără în cazul de față, atunci când merge la școală, e important să-și dezvolte un bagaj informațional care să fie util, că atunci când este adult să fie un om bun, corect în societate și o persoană care știe să facă ceva în această societate. Or să vii astăzi în școlile europene și din păcate acest curent vine și în România, să impui, să constrângi statele să-și îndoctrineze proprii copii cu această ideologie de gen, în baza căreia un bărbat care se pretinde femeie în accepțiunea legii uneori chiar penale trebuie să fie socotită ca femeie, este complet absurd. E absolut incalificabil ca persoane care au anumite, hai să le numim, dorințe sexuale, să-și impună propriile dorințe asupra copiilor noștri. Inocența copiilor trebuie protejată. Nu-ți trimiți copilul la școală ca să-i spună un reprezentant a unui ONG, cum spune Iohannis, sau un drag queen, cum se mai întâmplă astăzi în vestul Europei, o persoană de sex masculin care vine îmbrăcată femeie, să le citească povești copiilor despre cum bărbații nasc și rămân însărcinați. Și că tot discutăm despre chestiunea asta, aș dori să-l întreb pe colegul de platou concret cum nasc bărbații. Dacă tot rămân însărcinați și ați votat că au și dreptul la avort. Da. Mulțumesc. Atât? Deocamdată. Mai aveți 10 secunde. Îl păstrez pentru replică. Mulțumesc. Ați văzut unde coboară dezbaterea despre viitorul Uniunii Europene când nu avem teme și subiecte consistente? Le creăm. Vorbim de ideologie de gen. Pentru mine există politici de gen în care femeia trebuie să aibă aceleași drepturi ca și bărbatul. Și mie nu-mi e teamă să avem mai multe femei în politică, să avem mai multe femei în structuri de decizie, să avem fiecare gen care poate să se exprime în societatea aceasta. Pentru că pentru mine ca liberal, liberalismul înseamnă în primul rând drepturile și libertățile individuale, unde fiecare individ își trăiește viața așa cum dorește, câtă vreme deciziile pe care le ia nu influențează, nu impietează negativ pe ceilalți. Chestia asta cu bărbații care nasc e o chestie scormonită de domnul Terheș și eu aș vrea ca dânsul să-mi explice unde sunt bărbații care nasc. Pentru că în raportul matic, domnule Terheș, despre care ați vorbit, se vorbește despre femei, despre drepturile femeilor de a avea asistență medicală la naștere sau nu, indiferent dacă ele se consideră sau vor să se considere bărbați. Eu nu le pot convinge să se considere altfel, dar pentru mine e important ca orice cetățean al Uniunii Europene să aibă dreptul la asistență medicală. Dumneavoastră care ați votat împotriva acelui raport,
ați votat împotriva dreptului femeilor de a naște, de a primi îngrijire când nasc, pentru că sunt multe femei care, sau uite, unele care decid să facă avort pentru că e dreptul lor să aibă un control asupra propriului trup. Asta înseamnă pentru mine drepturi și libertăți și nu obsesii de genul părinte 1 și 2. Spuneți-mi dumneavoastră când și unde am votat eu pentru că e altă acuzație. Mulțumesc. Când mulțumesc și unde frumos am votat eu sau dumneavoastră pentru sau împotriva denumirii de părinte 1 sau părinte 2. A expirat timpul. Mulțumesc frumos. Aveți un minut, domnule Terheș, dacă doriți să interveniți. Mă bucur că domnul Dacian Cioloș recunoaște în sfârșit că a votat raportul Matici. Și acum avem două opinii aici. Dânsul spune că, deși a votat raportul Matici, raportul n-ar conține ceea ce eu spun. Și eu spun că raportul Matici, împotriva căruia am votat, nu pentru chestiunile care au legătură cu femeia acolo, ci cu faptul că există, printre altele, o expresie că bărbații care nasc trebuie să aibă, în cazul în care nasc, aceleași drepturi postnatale ca femeile. Arătați-mi, vă rog, femeile. Textul, vă rog să-mi arătați textul, citiți-l. Că iar vorbiți. Repet, sunt două afirmații. Unul spune una, unul spune, eu vă invit pe fiecare să căutați textul și să vă convingeți, pentru că aici este problema. Vă rog. Aici este problema, dragi români. Când se votează legi, legile sunt compuse din cuvinte. Cuvintele au un sens. Ori dacă noi venim și acceptăm, că aici e problema ideologică, redefinirea unor realități, că și colegul de platou a spus, eu nu pot să mă opun la o femeie care se consideră bărbat. Evident că nu poți. Că și o femeie se poate mulțumesc considera mașină. Mulțumesc. Dar dacă femeia mulțumesc rămâne însărcinată, e absurd să votez în Parlamentul European rezoluții care spun că mașinile nasc. Mulțumesc. E una cum v-am se consideră și cele 10 secunde. Cineva și altfel cum v-am dat și cele realitate. 10 secunde extra. Aveți un minut, vă rog, domnule Cioloș. Dumneavoastră considerați o femeie care naște mașină? Păi dumneavoastră considerați, nu, dumneavoastră considerați. Eu consider femeie care se consideră bărbat este bărbat. Dumneavoastră ați spus adineaua. O femeie, câtă vreme ea e femeie biologic, indiferent cum se consideră ea, pentru că eu ca liberal îi dau dreptul să se considere ce vrea ea atâta vreme cât asta nu mă afectează pe mine, dar atunci când votez un raport în Parlament unde e vorba încă o dată despre dreptul femeilor de a avea acces la servicii medicale, eu nu o să-mi votez împotrivă pentru că fac o interpretare ideologică a unor cuvinte. Și vă rog să-mi răspundeți, părinte 1, părinte 2, unde, în ce document am votat eu așa ceva ca să faceți afirmații de genul acesta, așa cum am făcut afirmația cu bărbați care nasc, care nu există. Arătați-mi unde scrie că bărbații nasc în vreun document pe care eu l-am votat și arătați-mi unde scrie părinte 1 și părinte 2 în vreun document. Mulțumesc, pe care mulțumesc. Este mulțumesc primul frumos document internațional votat. Mulțumesc frumos, Parlamentul European. Mulțumesc exact frumos, ambilor. Sunt este documente la care faceți referire și care nu sunt părinte 1, părinte 2. Vă rog, domnule. Unde e părinte 1, părinte 2? Să le tăiem, vă rog, din nou microfoanele invitaților noștri. Aveți un răspuns? Vă rog frumos. Aveți un răspuns la părinte 1, părinte 2? Părinte 1, părinte 2, că m-ați acuzat de asta. Domnilor, unde e? Vă rog să ne limităm. Okay, lăsați-l la formatul colegului de platou. Îmi e clar. Nu vă pot lăsa pentru că nu e formatul agreat am înainte. Înțeles. Dacă okay era, ar fi fost formatul agreat înainte, cu mare drag vă nu, dădeam, vă dădeam cuvântul. Mulțumesc. Mergem la deci tema următoare. Deci colegul de platou votează ceva. Mergem la tema următoare. Mulțumesc frumos, domnule Terheș, pentru comentariu. Mergem la tema următoare. Aș vrea să schimbăm registrul, să ajungem la problematica Ucrainei. Vă rog. Da, vorbim despre Ucraina și cuvântul ce poate face. Cuvântul folosit în raportul respectiv este bărbat. Domnule Terheș, care vă rog, naște. Haideți să punem aici punct. Vă rog să mi-l arătați. Vă rog frumos, evident. Iarăși ieșim în afara regulilor agreate. Acest lucru nu se face, nu se face nici la Bruxelles, nu se face nici la Zalău. Sunt convins că nu se face nicăieri. Da? No, e important să bun clarificăm lucrurile. Mulțumesc. Haideți să vorbim despre Ucraina. Da? Avem două minute în care aș vrea să vă rog să exprimați ce poate face Parlamentul European și ce poate face eventual Dacian Cioloș din funcția de europarlamentar pentru Ucraina sau împotriva Ucrainei, pentru că există curente de ambele părți. Vă rog, nu e vorba de ceva pentru sau împotriva Ucrainei, ci e vorba de susținerea unui principiu a dreptului la autodeterminare, a dreptului la suveranitate a unui stat, pentru că tot vorbea de suveranitate domnul Terheș. Asta înseamnă un sprijin pentru Ucraina, în primul rând, sprijin pentru o țară care a fost agresată, care a fost atacată de către un alt stat care inițial i-a recunoscut dreptul la autodeterminare și la suveranitate. Dincolo de acest drept al oricărui stat din această lume pe care noi o vrem democratică,
Sprijinul pentru Ucraina înseamnă și un sprijin pentru securitatea noastră, pentru că am văzut câtă bază putem pune pe promisiunile și pe declarațiile dictatorului Putin, care n-are nicio jenă să regândească după bunul lui plac și interes frontierele acestei regiuni, chiar frontierele Uniunii Europene, să amenințe și să treacă la act. Și de asta sprijinul pentru Ucraina e important. În primul rând pentru că vrem să sprijinim o democrație. În al doilea rând pentru că sprijinim o țară care e la frontiera Uniunii Europene și la frontiera României și țară care, dacă e ocupată de o forță agresoare, cum e Rusia, pune în pericol și securitatea și siguranța României, a cetățenilor români și a Uniunii Europene. Mulțumesc frumos! Domnule Terheș, 2 minute. Ce veți face în calitate de potențial europarlamentar pentru relația cu Ucraina? Vă rog. Când vorbim despre Ucraina și mai ales despre ceea ce se întâmplă în momentul de față în Ucraina, e important să facem o scurtă incursiune istorică. După dezmembrarea Uniunii Sovietice, Ucraina, la momentul respectiv, a fost a treia putere nucleară din lume, pentru că foarte multe bombe atomice din fostul URSS rămăseseră la momentul respectiv în Ucraina. Aveau și specialiști atunci pentru a construi astfel de bombe. La recomandarea, solicitarea presiunilor atât a Rusiei, cât și a unor state din vest, Ucraina și-a dat toate aceste bombe atomice Rusiei, primind în schimb o bucată de hârtie. Bucata respectivă de hârtie s-a semnat în 1994 și poartă numele de memorandumul de la Budapesta. Deci ceva ce Ucraina a avut deja în mână, a dat pentru o bucată de hârtie. Și vedem ce se întâmplă astăzi. Aici vorbim nu doar despre o problemă că Putin nu-și respectă propriile promisiuni. Evident că nu face, rușii niciodată n-au făcut-o. Problema este că finanțarea acestui război s-a făcut cu bani europeni, care de zeci de ani de zile a cumpărat cărbune și gaz din Rusia, în timp ce nouă veneau să ne predice închiderea minelor, cum am auzit și în seara asta. Ori aici e important să se schimbe întreaga paradigmă. Pentru România ca stat suveran, orice apropiere a Rusiei de granițele române este o amenințare la statalitatea României. Nu o spun eu, au spus-o toți premierii și miniștrii de externe a României după 1859 încoace. Ori în contextul acesta, evident că ai nevoie să faci tot ceea ce ține de tine, să ajuți Ucraina să-și apere nu doar un principiu, că într-adevăr principiul suveranității naționale e important, pare să că în Europa e ok să fie încălcat, pentru Ucraina e ok să-l apere. Îl apărăm, că e un principiu care ar trebui să fie general valabil peste tot. Însă, apropierea și cu un metru a Rusiei de noi, cum vedem că se întâmplă în momentul de față, va deveni și este o amenințare pentru statalitatea României. Important pentru noi, în contextul acesta, este să ne punem înapoi pe roate tot ce înseamnă industrie de apărare și să ne sprijinim propria armată, pentru că am văzut ce se întâmplă, toți îți oferă promisiuni, toți îți oferă hârtii, dar la greu vom fi mulțumesc, mulțumesc frumos. Da, un minut aveți, vă rog. Deci, domnul Terheș, susțineți ca Uniunea Europeană să sprijine Ucraina împotriva agresiunii Rusiei, că nu mi-e toate clar. Toate voturile mele demonstrează lucrul acesta. Bun, ca să fie lucrurile on record, e ok. Clare. Și vă mulțumesc că m-ați întrebat lucrul acesta, pentru că ați aruncat în sucien, ați aruncat public faptul că n-aș susține Ucraina, ba că aș susține Rusia. Vă rog. Da, Ucraina trebuie susținută acum ca să-și apere suveranitatea și să facă pe urmă ce dorește cu ea. Așa cum România a decis la un moment dat să intre în Uniunea Europeană și în schimbul unor avantaje pe care le-am tot enumerat, să partajeze parte din suveranitatea sa constituțional, pentru că Constituția ne permite lucrul acesta, că altfel n-am fi putut decide să intrăm în Uniunea Europeană, să o partajeze cu ceilalți. Diferența între noi doi este că eu nu consider că România e agresată fiind în Uniunea Europeană atunci când se iau anumite decizii cu majoritate. Eu consider că în cazurile în care se iau anumite decizii, România trebuie să fie prezentă acolo cu capacitate de negociere și nu doar cu vorbe de pe margine. Într-adevăr, România are nevoie să fie prezentă și, mă rog, de iure e prezentă. Problema este că ai nevoie de oameni politici care să știe să se folosească de drepturile pe care le are România, inclusiv în baza tratatului și a tuturor celorlalte înțelegeri pe care le are, să și le și exercite. De când România este nouă, în momentul de față, nu și-a exercitat niciodată dreptul de veto. Au făcut-o alte țări când a venit vorba de exercitarea dreptului României de a se bucura de drepturile pe care deja și le-a obținut de iure, dar nu de fapt. Vedeți, aici este o chestiune de cumva viziune diferită. Deci e vorba de politică, de calitatea politică. O să vă rog, să-l veto, eu vin și spun, trebuie să-l exerciți și să te folosești de el tocmai pentru a avea
marjă de negociere pentru alte teme care sunt de interes național. Da, eu mulțumesc, zic că noi trebuie să avem politicieni care să fie capabili să negocieze. Nu mai avem drept la replică. Mulțumesc frumos. Continuăm cu una dintre cu ultima temă propusă de echipa domnului Terheș, și anume implicarea SRI în justiție. Așa ați formulat-o dumneavoastră. Am să vă rog pe dumneavoastră să deschideți dialogul asupra acestei teme și să ne explicați în ce constă implicarea SRI în justiție și cum afectează asta Parlamentul European. Afectează într-o oarecare măsură și relația României în UE, implicarea ilegală, nelegală, neconstituțională a SRI-ului în justiție. Din păcate, afectează drepturile și libertățile românilor care în disperare de cauză își caută dreptatea în instanțe și de multe ori nu o primesc sau poate în accepțiunea lor nu o primesc. Iarăși e important de a face un scurt istoric în spate. După căderea regimului comunist în România, i s-a interzis explicit Serviciului Român de Informații să facă acte de cercetare penală, tocmai pentru a evita situația din perioada comunistă când fosta securitate avea o direcție de cercetări penale, în baza căruia efectiv distrugea destine. Aveai securiști care te urmăreau, după care aveai securiști care îți construiau dosare, procurori care te anchetau și la final judecători care te condamnau la ordinul partidului. După căderea regimului comunist, pentru a nu mai repeta situația respectivă, s-au împărțit atribuțiile. SRI-ul să facă muncă de informație, de informare, de culegere, de tot ce ține de partea unui serviciu de informație, în timp ce organele de cercetare penală, poliția judiciară, procurorii, judecătorii să ancheteze, să cerceteze, să judece și la final să achite sau să condamne. Ei, lucrul acesta nu s-a mai întâmplat după 2005-2006 încoace, pentru că sub pretextul combaterii corupției, SRI-ul a primit atribuții nelegale în tot ceea ce înseamnă urmărire penală, iar când lucrurile acestea au fost devoalate începând cu 2015 și am fost una dintre puținele persoane care a vorbit despre lucrul acesta și singura din afara României care a vorbit despre această implicare nelegală a Serviciului Român de Informații în Justiție, vedem ce se întâmplă astăzi, când de fapt a fost doar un pretext pentru oameni ca și Coldea, Dumbravă și alții să facă averi imense. Aici a fost o dispută pe care am avut-o și cu domnul Dacian Cioloș când a fost premier, pentru că dânsul a dat, la momentul respectiv, a adoptat o ordonanță de urgență în guvernul dânsului, care dădea din nou drepturi Serviciului Român de Informații să facă acte de cercetare penală. S-a dovedit ulterior că ordonanța respectivă a fost neconstituțională. Mulțumesc frumos, timpul s-a scurs, domnule Cioloș, 2 minute despre imixiunea SRI în justiție. Da, serviciile de informații n-ar trebui să aibă niciun rol în felul în care justiția își face treaba, da, să aibă un rol în a urmări fenomene care pot să pună în pericol siguranța națională, cum e corupția, de exemplu, dar nu să fie implicate în procesul de justiție. Din păcate, cum spunea și domnul Terheș, de după Revoluție, politicieni crescuți, educați, formați în felul de a face politica a Partidului Comunist, obișnuit să aibă pârghii și în servicii de informații, s-au folosit și au politizat activitatea acestor servicii de informații și au făcut nu guvernul Cioloș, ci aceste guverne au făcut ca justiția și procuratura, unele departamente din procuratură, să depindă de informații care erau culese de către serviciile de informații, pentru că acele departamente de culegere de informații care ar fi trebuit să fie în interiorul procuraturii, le-au pus în interiorul serviciilor de informații. Singurul lucru pe care l-am făcut noi atunci în 2016, tocmai ca să nu blocăm activitatea justiției, a fost să existe în continuare procuratura să aibă acces la materialele și instrumentele care erau în cadrul instituției numită SRI ca să poată să-și continue activitatea, cu obiectivul, și asta era clar precizat, ca aceste materiale în timpul posibil tehnologic, tehnic, să fie transferate către procuratură ca să nu mai opereze acele materiale și acele instrumente cu ofițeri din serviciile de informații. Asta a prevăzut ordonanța respectivă. Am dat ordonanța aceea ca să nu blocăm activitatea justiției, deloc ca să reluăm dreptul serviciilor de informație de a face justiție. Însă din păcate, am văzut ce s-a întâmplat și cu alte servicii de informații, unde politicienii vor să aibă o mână. Mulțumesc frumos, domnule Cioloș. Doriți să interveniți un minut? Evident.
Domnul Dacian Cioloș a folosit deseori expresia procuratură. Să știți că termenul acesta nu mai există în vocabularul juridic din România după 1989. Tot ceea ce a însemnat procuratură până la momentul respectiv, care cuprindea într-adevăr această conexiune între procurori și Departamentul de Cercetare Penală a Fostei Securități, s-a dizolvat, iar după căderea comunismului, ceea ce avem astăzi în tot ceea ce ține de justiție, avem Minister Public și parchete compuse din procurori. Ori aici a fost important ceea ce s-a întâmplat după 89 și, din păcate, ceea ce s-a întâmplat sub guvernul condus de către domnul Dacian Cioloș. Pentru că, contrar la ceea ce dânsul spune, am văzut și expunerea de motivă, noi am avut și un schimb de mesaj atunci când a dat ordonanța respectivă. Așa s-a spus inițial, să dă ordonanța ca să aibă procurorii în continuare acces la știu eu ce sisteme are SRI. Întrebarea este, de ce nu s-au mutat sistemele respective la procurori? Pentru că tu care ești anchetat de către procuror, să poți să vezi tot ceea ce s-a strâns împotriva ta și eventual în favoarea ta. Mulțumesc frumos, întrebarea a fost, sigur, mulțumesc frumos, întrebarea a fost adresată, sigur, mulțumesc în toată frumos, această perioadă, mulțumesc frumos, aveți un minut. Prin acea ordonanță de urgență, tocmai asta s-a realizat, domnule Terheș. Procurorii aveau control, ei decideau când declanșează anumite tipuri de urmăriri cu aparatură care, încă o dată, nu guvernul Cioloș a decis să o ducă la SRI, ci partidele care au fost la guvernare înainte și care au avut majorități în Parlament. Și, din păcate, aceleași partide care au urmat la guvernare după ce am plecat noi acel an de zile, n-au asigurat transferul definitiv a materialului. Transferul unor astfel de materiale nu se poate face în 3 zile sau în 2 săptămâni sau în câteva luni. Dar ceea ce s-a decis atunci, în 2016, a fost exact asta. SRI-ul nu putea folosi materialele alea cum le folosea înainte, tehnologia aceea, după cum îi tăia capul și când credeau ei că pot să le folosească pentru interesul justiției. Doar procurorii din parchete decideau treaba asta și se făcea supravegherea respectivă. Mulțumesc. Doar sub supravegherea lor. Mulțumesc frumos! Continuăm cu o altă temă de discuție adusă la masă de mine. Aș vrea să insistăm în minutele următoare pe ceea ce înseamnă securitatea datelor și a informațiilor și pe politicile pe care Parlamentul European și Comisia Europeană le-ar putea lua pentru a stimula o mai mare încredere a noastră, a utilizatorilor, în rețelele sociale, în diversele formulare și website-uri unde ne încărcăm toate datele și migrația acestora între și schimbul acestora între diverse țări. Aș vrea să vă dau dumneavoastră cuvântul, domnule Cioloș. Ce facem cu securitatea datelor și a informațiilor în viitor? Datele vor avea în viitor un rol pe care l-au materii prime acum pentru anumite industrii. Pentru foarte multe sectoare ale economiei, dezvoltarea acestor sectoare va depinde de capacitatea de a prelucra anumite date. Și aici e esențial ca date care privesc persoanele să poată să fie accesate doar cu acordul persoanelor, chiar și anumite tipuri de date anonimizate. Oricum, asta e poziția partidului pe care îl reprezint. Dreptul cetățenilor de a-și proteja identitatea, de a proteja datele care sunt legate de viața lor de zi cu zi, trebuie să fie protejate. La aceste date nu trebuie să aibă acces nici companii, nici instituții, nici din Uniunea Europeană și nici din afara Uniunii Europene, pentru că sunt presiuni și din afara Uniunii Europene pentru a folosi anumite tipuri de date. Și de aceea, mai ales companiile transnaționale și care nu acționează doar în Uniunea Europeană sau nu au sediu în Uniunea Europeană, trebuie să fie supuse unor reguli foarte clare decise în Uniunea Europeană. Mulțumesc frumos! 2 minute, domnule Terheș. Ce veți face din calitatea potențială de europarlamentar pentru a-mi proteja mie datele personale care circulă în toate platformele, pe toate site-urile, între diversi operatori? Vă spun ce am făcut deja din poziția de membru al Comisiei LIBE. Am fost cel care a condus raportul de opinie pe așa numitul portofel digital. Un sistem digitalizat care deja a intrat în vigoare în urmă cu câteva zile, în luna mai, a acestui an, în baza căruia fiecare persoană din UE va fi asociat un număr unicat, așa numitul EID. În baza numărului respectiv, persoana va putea, zice-se, accesa o serie de servicii, dar în acest portofel digital, pe lângă acel EID, persoana va avea
o serie de alte chestiuni care țin de viața sa privată sau de tranzacțiile pe care le face, asociate cu numărul respectiv. Ori, personal m-am opus la introducerea acestui portofel digital, pentru că sistemul în sine, acum lucrând înainte în domeniul IT, cunosc destul de multe lucruri despre puterea unui astfel de sistem. Pe lângă o sumedenie, să spun, de accesibilități pe care le vei putea avea cu un astfel de sistem, riscul pentru tot ceea ce înseamnă drepturi și libertăți fundamentale, inclusiv dreptul la viață privată, va fi violat și efectiv toți cetățenii Uniunii Europene, sau nu numai cetățeni, cei care sunt în Uniunea Europeană și vor avea un astfel de sistem, acum se spune că nu va fi obligatoriu, dar odată ce va fi introdus, va deveni într-un fel sau altul obligatoriu, cum s-a întâmplat și în perioada pandemiei cu certificatul verde, creează o expunere și un risc pentru absolut cetățean al Uniunii Europene, care, în opinia mea, este mult prea mare de plătit. Acesta este și motivul pentru care m-am opus asidu introducerii respectivului portofel digital. Am votat împotrivă, din păcate, și colegul de platou și majoritatea europarlamentarilor, chiar români, au votat în favoare, spunând că ar exista mai multe beneficii decât riscuri. Când vine vorba însă despre drepturi și libertăți fundamentale, riscul de a-ți pierde drepturi și libertăți fundamentale ori de a fi violat, eu spun că e mai mare decât orice eventuale beneficii ai primi. Mulțumesc. În orice altă parte. Mulțumesc frumos. Domnule Cioloș, dacă doriți un minut. Da, am votat, am susținut pentru portofelul digital în primul rând pentru că el nu e obligatoriu și eu nu consider că cineva poate să-mi impună lucrul acesta câtă vreme eu sunt foarte clar cu ceea ce îmi doresc și nu. Pentru mine asta înseamnă Uniunea Europeană democratică, nu Uniunea în care cineva trăiesc tot timpul cu teama că cineva o să-mi impună ceva. Și am votat portofelul digital, deci pentru că odată el e opțional și cei care doresc să folosească tehnologia modernă, fără să care după ei hârtii și documente, să aibă datele, pentru că ei decid asta și pentru că au un control asupra acestor date, să efectueze anumite operațiuni pe care noi deja le efectuăm cu acest telefon. Sunt o grămadă de lucruri pe care noi le facem deja, ceea ce e prevăzut în portofelul digital. Ce se întâmplă cu portofelul digital e că anumite operațiuni și date și documente pe care noi deja le folosim, ele sunt recunoscute și instituțional și nu mai trebuie să stai la cozi, nu mai trebuie să tot umpli hârtii și știm cât de multă birocrație e în continuare în România din cauza. Mulțumesc. Mulțumesc frumos. Un minut dacă doriți să mai aveți o replică. Evident. Într-adevăr, așa se spune. Cei care au susținut portofelul digital spun că este, pentru un moment cel puțin, opțional. Și așa este, este opțional. Dar la fel s-a spus și în momentul în care s-a introdus certificatul verde digital la nivelul Uniunii Europene. M-am opus și împotriva respectivului certificat verde, pentru că așa cum a fost scrisă legea respectivă, acum având și expertiză juridică, să spun, citesc lucrurile într-o anumită cheie și îmi dau seama cum pot fi interpretate de această birocrație nealeasă de nimeni în scop malign și împotriva drepturilor și libertăților. Persoane care ajung acolo și cred că totul e un flower power din ăsta unde bărbații pot să nască și nu, de fapt nu scrie asta, de aia să ajung ca legile acestea să fie atât de proscrise. Pentru că se pornește de la premisa că cineva mereu va fi de bună credință. Oricând vine vorba de persoane care sunt în autoritate publică, prezumția de la care pornești este că într-o zi un astfel de sistem va putea fi folosit și împotriva ta. Ori noi am trecut deja prin experiența unui regim totalitar și nu-l doresc repetat din nou la nivelul Uniunii Europene. Din păcate nu e formatul agreat, îmi pare rău. Aș vrea să continuăm cu una dintre temele propuse de echipa dumneavoastră pentru discuție și anume prioritățile pentru noul mandat de europarlamentar. Vă dau cuvântul. Da, pentru Partidul Reper o prioritate în continuare rămâne statul de drept, independența justiției, pur și simplu pentru că ne dorim cetățeni români cu drepturi în Uniunea Europeană oriunde ei activează, în orice stat membru. De aceea e important ca orice stat membru al Uniunii Europene să respecte justiția și statul de drept. Și sper să susțină și domnul Terheș lucrul acesta, pentru că am văzut că în Parlamentul European a votat de mai multe ori împotriva statului de drept și independenței justiției și sper totodată să convingă și partidele din familia politică din care face parte că cetățenii români, indiferent unde lucrează și locuiesc în Uniunea Europeană, au drepturi, pentru că multe din partidele cu care AUR-ul este aliat au o problemă cu cetățenii altor țări care le fură locurile de muncă. Citez afirmațiile pe care le aud de foarte multe ori.
Deci, pentru noi, drepturile și libertățile cetățenilor români la muncă, la liberă circulație, la studiu în Uniunea Europeană rămân o prioritate. Tot vorbind de cetățenii români din Uniunea Europeană, ne dorim ca aceștia să poată să beneficieze și de drepturi sociale, în continuare de dreptul la pensie pentru anii pe care i-au lucrat acolo, de condiții demne de muncă pentru zilieri sau pentru lucrătorii sezonieri. Deci asta este o prioritate. Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană este o altă prioritate, nu doar din motive de securitate, dar mai ales motive de istorie, de apropiere. Suntem practic același popor. Am vorbit de tineri care rămân pentru noi o prioritate. Agricultura, aici n-am discutat despre acest subiect, va trebui să găsim un echilibru între politica de mediu și nevoia și capacitatea noastră de a produce de calitate și sigur și suficient. Mulțumesc. În Uniunea Europeană. Mulțumesc frumos. Domnule Terheș, care sunt prioritățile dumneavoastră pentru un nou mandat? Prioritățile mele pentru următorul mandat, în primul rând, privesc continuarea obiectivelor pentru care și în baza cărora am intrat în 2019 în alegerile europarlamentare de atunci și obiective pe care am încercat să mi le îndeplinesc pe durata acestor 5 ani. În primul rând, apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale românilor, în principal, și ale europenilor în general, apărarea interesului României și a suveranității naționale a României în interiorul Uniunii Europene. Colegul de platou, domnul Dacian Cioloș, face vorbire despre așa numitul raport privind statul de drept. Și într-adevăr sunt niște birocrați la nivel european în momentul de față, fără chip, fără nume, nu știm exact cine sunt, ce expertiză au, dacă au idee despre ce înseamnă un sistem totalitar. Dar an de an vin și prezint un astfel de raport privind statul de drept și în România. În ultimii ani s-au ieșit la iveală abuzuri care s-au întâmplat în România de neînchipuit într-o țară membră a Uniunii Europene. De la implicarea ilegală, nelegală, neconstituțională a SRI-ului în justiție, de la ce vedem astăzi că se întâmplă, câmp tactic, optimizarea sentințelor în instanță de diversi foști generali ai SRI-ului. Deseori am ridicat problema aceasta în Comisia Libe și toți reprezentanții Comisiei Europene, deși le-am și scris, să existe scris, au ignorat acest subiect. Ori dacă vorbim despre stat de drept, evident că susțin în totalitate statul de drept, cum susțin și independența justiției. Un stat de drept însă și o independență a justiției trebuie să apere drepturile și libertățile cetățenilor și nu interesele de gașcă ale unor persoane care au lucrat prin serviciile de informații și vin acum și susțin să o folosesc justiția în scop propriu. Ori lucrul acesta, din păcate, a fost legitimat, dacă nu chiar direct, tacit, în mod sigur, de către oficialii bruxelezi. România a fost monitorizată prin sistemul de MCV, mecanismul de cooperare și verificare. Niciodată n-au scris despre această implicare ilegală a serviciilor de informații. Mulțumesc. În justiție. Lucrul acesta va trebui Mulțumesc. Schimbat în mandatul care Mulțumesc. Urmează și voi face lucrul acesta. Dacă doriți să continuați, da. Un minut aveți la dispoziție, vă rog. Da, votul din Parlamentul European nu e despre birocrați fără nume sau fără chip. E vot pe un raport sau pe rapoarte care specifică foarte clar acolo unde sunt probleme în anumite state membre cu justiția. Au fost rapoarte inițiate de Parlamentul European legat de nerespectarea justiției și a unor instituții de drept din Ungaria sau din Bulgaria, rapoarte împotriva cărora domnul coleg de platou Terheș a votat. Dânsul a fost ales pentru că spunea de obiectivele pe care și le-a fixat în 2019. Dânsul a fost atunci ales pe lista PSD-ului lui Dragnea. Aici pot să înțeleg că a votat împotriva lor pentru că PSD-ul a avut anumite interese să nu fie luate în considerare statul de drept și independența justiției. Altfel nu-mi explic și tot nu înțeleg Mulțumesc. De ce, chiar dacă Mulțumesc rapoartele frumos. Comisiei Mulțumesc. Nu prevedeau toate lucrurile despre Sigur. România, Mulțumesc frumos. Putea să le menționeze și Minutul să le menționeze scurs. În Parlament. Domnul Terheș, aveți un minut dacă doriți să interveniți. Mă bucur că domnul Cioloș recunoaște încă o dată că aceste rapoarte emise de către Comisia Europeană sub pretextul apărării statului de drept sau mecanismului de cooperare și verificare nu cuprinde totul. Și așa e. Da, da, evident. Domnul dar n-am spus niciodată domnule asta. Domnule Cioloș, vă rog. Nu, da, ca și cum aș afirmat minutul, altceva. Păi asta, încerc să explic. Dar de asta suntem în Parlamentul European, domnul Terheș. Să ținem sub control Comisia Europeană. Vă rog frumos să încetați. Are cuvântul domnul Terheș. Vă rog.
Deci tocmai asta vin și spun. Exact chestiunea cea mai importantă când vine vorba de justiție. Domnul Cioloș vine și spune că ceva partide politice au dorit să suprime statul de drept. Care partide politice? România are partide politice? Vedeți în România astăzi oameni politici capabili să suprime statul de drept? Care oameni politici? Cârpele astea care ani de zile au permis unui serviciu de informații să abuzeze sute de mii de români? O să vă rog, o temă atât de importantă să-ți vină să se spună astăzi. Că e o temă care poate a fost ignorată. A fost ignorată. A fost cea mai importantă temă neabordată în aceste rapoarte și care trebuia să fie abordată. Pe care îl folosim, totuși cei care ne urmăresc la această oră asta nu apreciază un astfel de limbaj. Mulțumesc frumos! În România se vorbește mulțumesc și dumneavoastră! Mai avem o temă. Mulțumesc frumos! Vă rog să oprim microfoanele interlocutorilor. Vă rog, se încheie discuția și puteți să, pe hol putem să continuăm în ce fel dorim, da? Mulțumesc frumos. Mai avem câteva teme doar de punctat. Aș continua cu următoarea temă propusă de mine, care e industria constructoare de mașini. Automotive-ul se confruntă cu un fenomen de maximă îngrijorare pentru toți liderii acestei industrii, China și Statele Unite. Au preluat frâiele în tot ceea ce înseamnă construcția de mașini, iar la momentul nostru la care purtăm această conversație sunt considerate cele mai inovatoare națiuni în această industrie. Sectorul automotive a clamat de multe ori faptul că are nevoie de investiții și are nevoie de suport și de o legislație care să-i permită aceste lucruri. Care e viitorul acestei industrie în viziunea dumneavoastră, domnule Terheș, încep cu dumneavoastră? Pentru ca sectorul de producție de automobile în Europa să aibă viitor. Cum ați spus că e nevoie de legi. Da, e nevoie de, tot timpul e nevoie de legi. În primul rând are nevoie de energie ieftină și de taxe mici. Ori din păcate ce s-a întâmplat în ultimii ani, mai ales sub Ursula von der Leyen, am văzut cu cât s-a scumpit factura de curent și cu cât se taxează astăzi tot ceea ce chipurile ar emite dioxid de carbon. Acesta e motivul pentru care extrem de multe firme producătoare de mașini, mai ales din Germania, preferă să meargă și să-și construiască mașinile în alte state, în afara Uniunii Europene, și după aia să ne vândă mașinile respective aici. Ursula von der Leyen spusese mai în urmă cu câteva luni că e îngrijorată de faptul că anual circa 200 de miliarde de euro capital pleacă din Europa, mai ales în SUA. Păi de aia pleacă. Când energia e scumpă, când gazul e scump, când taxele și impozitele cresc, având la bază o astfel de utopie de reducerea emisiilor de gaze, suntem în această situație. Asta creează o oportunitate economică Chinei să producă ieftin și să ne vândă mașini exact cum se întâmplă în momentul de față. Ceea ce venim noi și susținem este revenirea la normal. Adică energie ieftină, taxe mai mici, impozite mai mici și implicit aducerea locurilor de muncă care au plecat înapoi în Europa. Mulțumesc frumos. Aveți 2 minute, domnule Cioloș. Ce facem cu industria constructoare de mașini? Uniunea Europeană trebuie să investească masiv în modernizarea industriei auto dacă vrem să o menținem în viitor. Și să investească în tehnologii moderne, nu în trecut. Pentru că concurența care vine din partea Chinei, a Statelor Unite, vine cu tehnologii verzi, în primul rând. Acolo e pericolul. China continuă să investească în tehnologii verzi, face mașini electrice mai ieftine pentru că sunt masiv subvenționate. La fel s-a întâmplat în ultimii ani și în Statele Unite. Și eu nu mă ascund după Ursula von der Leyen să spun că e nevoie de mai multă claritate și fermitate, în primul rând din partea statelor membre, a Consiliului. Pentru că Comisia Europeană poate să propună, dispun statele membre în Consiliul de Miniștri, unde și România e prezentă, că nu e așa o magmă undeva unde un uriaș rău vine și vrea să dea în cap României și altor state membre. E vorba de decizii pe care noi le luăm în Uniunea Europeană și încă o dată revin. De asta e nevoie de politicieni cu anvergură, care cunosc cum funcționează deciziile europene și care să vină cu idei și să le susțină la nivel european. Pentru că poate să propună orice Comisia Europeană, dacă Parlamentul European, unde sunt și români aleși de alți români acolo, și în Consiliul de Miniștri, unde sunt și reprezentanții ai Guvernului, să duc în altă direcție, acolo se va duce Uniunea Europeană. Și pe sectorul de industrie auto, dar avem nevoie să investim în tehnologii verzi,
fără să dăm în cap de pe o zi pe alta industriei auto și de asta e nevoie de perioade de tranziție. Eu am avut discuții mai multe și cu reprezentanta industriei auto din România pe acest subiect și asta îmi doresc să susțin în continuare în Uniunea Europeană. Evoluția spre tehnologii noi, tehnologii moderne, investiții masive la nivel european, dar evoluția asta trebuie să se facă și tranziția asta trebuie să se facă în așa fel încât mulțumesc să fie suportabil pentru industrie. Mulțumesc. Un minut dacă doriți să interveniți din nou, domnule Terheș. Da, e important atunci când se vorbește despre tot ceea ce înseamnă sectorul acesta de construcție de mașini. Să înțelegeți impactul unui astfel de sistem asupra bugetului Uniunii Europene. Germania, în momentul de față, care are cel mai mare buget al unei țări în interiorul Uniunii Europene, o extrem de mare parte din PIB-ul acestui stat este sau vine din tot ceea ce înseamnă sau are legătură cu industria automobilă. În momentul în care impui prin cum e pactul verde european, Green Deal, fel și fel de utopii neomarxiste în legi, îi fac pe extrem de mulți investitori sau în cazul de față uzine de mașini să părăsească Europa. Ori pentru a reveni la normalitate, e imperativ să elimini toate aceste utopii. Nu spun că n-or fi puncte bune și în Green Deal, că sunt. Dar lucrurile care îți distrug și te pun în inferioritate economică, în dezavantaj economic în raport cu China, cu Rusia, cu India sau cu Statele Unite, trebuie eliminate. Mulțumesc. Din acest Green Deal pentru a da șansă acestor industrii să-și aducă forța de muncă și geabul înapoi în Europa. Un minut. Da, exact. Asta trebuie să facă Parlamentul European și asta a făcut în multe rânduri și nu doar pe industria automotive, ci și pe alte sectoare. Acolo unde vin, pentru că au venit, într-adevăr, din partea Comisiei Europene, anumite propuneri legislative care erau departe de ceea ce poate fi pus în aplicare. Și, din păcate, unii comisari au venit chiar cu abordări ideologice legate de mediu, dar care trebuie corectate în Parlamentul European și am făcut treaba asta și vom continua, va trebui să continuăm să facem. La fel, negocierea între statele membre, unde problema se pune altfel, pentru că e vorba de interesul anumitor guverne, trebuie să corecteze lucrul acesta și să avem în negocierile astea între cele două instituții europene care legiferează, de fapt, Parlamentul European și Consiliul de Ministri, discuții pe date, pe fapte, pe realități, dar să nu uităm că dacă întindem prea mult cu discuțiile Mulțumesc. Și nu luăm decizii, alții ne-o iau înainte Mulțumesc. Și ne plângem apoi. Mulțumesc frumos! Aș lua una dintre cea de-a treia temă propusă de echipa dumneavoastră și anume în ce direcție ar trebui Uniunea Europeană să meargă. Am să încep cu dumneavoastră pentru că e propunerea venită din partea echipei. Vă rog, 2 minute. Da, Uniunea Europeană trebuie să fie un jucător activ în această regiune, în primul rând, să continue să fie un pilon al democrației, al statului de drept, a drepturilor și libertăților individuale. Uniunea Europeană trebuie să fie pregătită să se și extindă și mă bucur că acest subiect a revenit pe agenda europeană. Eu cred că România are interesul ca Uniunea Europeană să se extindă cu Republica Moldova, țările din Balcan, cu Ucraina în momentul în care va fi pregătită, dar acolo va mai fi de lucru. Uniunea Europeană trebuie să poată să ia decizii democratice și mai rapide. Decizii democratice, trebuie să avem mecanisme pe care nu le avem suficient acum de consultare democratică cu cetățenii, de control democratic din partea cetățenilor și da, cetățenii ar trebui să aibă un cuvânt de spus din punctul nostru de vedere, nu doar asupra europarlamentarilor care sunt aleși în Parlamentul Național, în Parlamentul European, dar și asupra unor priorități europene. Eu aș merge chiar pe ideea ca cetățenii să aibă un cuvânt de spus și pe alegerea președintelui sau președintei Comisiei Europene, dar și a priorităților cu care politic o președintă sau un președinte va veni în Parlamentul European. Și deci pentru asta avem nevoie de reforme ale Uniunii Europene pentru a lua decizii mai apropiate de interesul cetățenilor, decizii mai rapide, decizii mai transparente și decizii care să permită o adaptare mai rapidă a Uniunii Europene la provocările din jurul nostru.
și de securitate, și de dezvoltare economică, și de drepturi sociale, pentru că trebuie să luăm mai mult în discuție la nivel european, nu doar dezvoltarea industriei, dar și drepturile sociale ale cetățenilor. Mulțumesc frumos! Domnule Terheș, 2 minute despre direcția pe care Uniunea Europeană ar trebui să o urmeze. Alegerile din 9 iunie vor avea, vor fi un punct de cotitură pentru tot ceea ce va însemna Uniunea Europeană. Am avut un proiect sociopolitic economic început după al doilea război mondial, care a pornit la niște principii. Prosperitate, pace prin prosperitate, egalitate când vine vorba la o serie de decizii între toate statele membre, indiferent de mărimea populației sau de puterea economică pe care statul respectiv o are, și unitate în diversitate. Din păcate, toate aceste principii fondatoare ale proiectului european în momentul de față sunt subminate, iar noua Uniune Europeană care se dorește a fi creată pe ceea ce deja este, este cu totul altfel de formă de guvernământ de data asta a continentului european. Din acest motiv, alegerile din 9 iunie sunt cruciale despre ce fel de țară mai dorim să fim după 9 iunie. Suverană sau vasală, cum și eu mai folosesc, iar pentru cine nu înțeleg poate contextul, vreau să asociați situația unei țări și cu județele dintr-o țară sau cantoane, cum e în Elveția, sau landuri, cum e în Germania, cu ceea ce va putea să fie Uniunea Europeană dacă există o majoritate neomarxistă în Parlamentul European care susține genul acesta de idei. Dintr-o țară România, dintr-o țară suverană, liberă, independentă, cu propriași constituție, se devine efectiv un land sau o regiune a Uniunii Europene. S-a vorbit inclusiv de către colegul de platou despre posibilitatea verificării, să spun, a unor decizii cu cetățenii Uniunii Europene. Problema este că nu vorbim despre un demos european aici, despre o cetățenie europeană în general care își exercită propria suveranitate prin niște instituții europene. Există națiuni europene. Aceste națiuni au decis, nu cum a spus colegul de platou, să-și cedeze suveranitate, ci de a-și exercita în comun o serie de atribuții, care e cu totul altceva. Mulțumesc. Suveranitatea aparține poporului și nimeni nu o poate lua de la poporul și națiunea română. Un minut, dacă doriți să interveniți. Unde e vasalitatea atunci când vorbim de un Parlament European ales de cetățeni, atunci când vorbim de o a doua cameră a legislativului, unde guvernele statelor membre, nu ale județelor și nu ale regiunilor, sunt reprezentate? Deci, pentru mine, da, Uniunea Europeană este o uniune a statelor și rămâne o uniune a statelor în care statele membre decid să pună împreună și să decidă împreună pe anumite subiecte. Și doar pe acele subiecte pe care statele membre decid să le pună împreună, doar acolo iau decizii împreună. Vorbeam de educație și sănătate și sunt multe alte subiecte unde concluzionăm pe zi ce trece, pe an ce trece, că e mai eficient dacă luăm deciziile împreună decât dacă fiecare ia decizii separat. Țineți minte cu pandemia, când mai multe state membre și-au închis frontierele, au ținut doar pentru ele anumite materiale care erau necesare și pentru ceilalți. A durat câteva săptămâni până când frontierele s-au redeschis, pentru că Mulțumesc e mai eficient frumos să lucrăm împreună. Mulțumesc decât frumos, domnule separat. Domnule Terheș, un minut dacă doriți să interveniți. Da. Vedeți, când se face vorbire despre ceea ce se dorește a se face cu Uniunea Europeană începând din 9 iunie încolo, se prezintă o astfel de poveste care atunci când o asculți pare a fi frumoasă. Realitatea faptică e diferită însă. Statele au interese. Statele nu fac acte de caritate. Cine are impresia că în această Uniune Europeană un birocrat de la Bruxelles se trezește dimineața și principala sa preocupare este cum să-i meargă bine unui cetățean din Zalău, din București sau din Iași, se înșală. Sunt zeci de mii de funcționari la Bruxelles care principala lor prioritate zi de zi când se trezesc este cum să-și păstreze locul de muncă și ce alte atribuții să ia de la state ca să poată argumenta de ce e nevoie să angajeze mai mult și să aibă salarii mai mari. Ori în genul acesta de situație, să spun, în care ne găsim, e important pentru România ca partea Uniunii Europene să știe ce atribuții să exercite în comun cu restul statelor
și ce să-și folosească pentru a-și apăra propriul interes și asta înseamnă dreptul de veto. Mulțumesc! Cu puterea cu care m-au investit producătorii acestei dezbateri, m-au și anunțat că aveți dreptul de a adresa o întrebare direct interlocutorului dumneavoastră. Am să încep cu domnul Cioloș, o întrebare la care domnul Terheș să răspundă într-un minut. Cum veți conlucra, domnule Terheș, în Parlamentul European cu acele partide care vor interzicerea unor drepturi și libertăți pentru cetățenii români care muncesc sau studiază sau locuiesc în statele membre respective? Pentru că sunt destul de multe partide care vorbesc de românii care le fură locurile de muncă francezilor, nemților, italienilor și așa mai departe. Cum vă gândiți să reprezentați interesele României cu astfel de parteneri în grupul politic din care faceți parte? Exact cum ați făcut și dumneavoastră. Adică, atunci când e vorba despre interesul României, să promovez, să apăr și să explic de ce e important să se susțină interesul României, iar când înși vin cu un astfel de subiect, să le resping, iar când se supune la vot, să votez astfel cum îmi dictează propria conștiință, nu cum mă obligă grupul, exact cum se întâmplă la dumneavoastră. Pentru că recordul dumneavoastră public de vot este diferit de ceea ce a spus și în această emisiune. Sunteți unul dintre cel mai docil europarlamentar român, votând în proporție de 95% cu astfel cum v-a dictat grupul. De partea cealaltă, sunt cel mai rebel europarlamentar, votând inclusiv împotriva propriului meu grup, atunci când am considerat că votul pentru România e într-o anumită direcție care poate nu merge în aceeași direcție cu votul celorlalți colegi europarlamentari. Mulțumesc frumos. Domnule Terheș, aveți dreptul la a adresa o întrebare domnului Cioloș. Vă rog. În perioada pandemiei a fost unul dintre persoanele dintre europarlamentarii care a votat în favoarea certificatului verde, iar atunci când certificatul verde digital, ca să fiu explicit, iar atunci când s-au scos în evidență riscurile pe care aceste pretinse vaccinuri le-ar putea avea asupra populației, a spus că ar fi fake news și teoria ale conspirației. Explicați, vă rog, românilor, de ce ați votat în favoarea certificatului verde și dacă vă mențineți opinia, poziția, mai ales exprimată prin vot, că respectivele produse medicale au fost bune și sigure și eficiente pentru români. Mulțumesc. Apropo de ce a spus înainte, da, grupul Renew a fost cel care pe multe subiecte a dat tonul deciziilor finale ale Parlamentului și asta înseamnă că europarlamentarii români din grupul Renew sunt europarlamentari care chiar au putut să influențeze deciziile europene, să negocieze decizii în interesul României. Evident, asta o decidă cetățenii. Europarlamentarii din grupul Renew sunt cei care au determinat premierul Olandei să-și schimbe opinia vis-a-vis de intrarea Schengen în România și așa mai departe. Asta înseamnă pentru noi negocieri. Legat de nu în Schengen, pentru că avem politicieni incapabili în guvernare. Apropo de certificatul verde, da, am fost printre aceia care a insistat sistematic ca acest certificat care să permită libera circulație a cetățenilor în Uniunea Europeană împotriva faptului că unele state membre au vrut să închidă frontierele și să nu mai permită această liberă circulație. Certificatul verde a redeschis frontierele și libera circulație și am fost printre aceia care sistematic s-au pus ca certificatul verde să depindă doar de vaccinare, să avem și recunoașterea imunității create de boală și să avem și posibilitatea testării, tocmai pentru că n-am fost de acord atunci, din diferite motive, unele l-ați citat, ca vaccinarea împotriva COVID să fie una obligatorie. Am ajuns la final. Din păcate, mai sunt și alte teme, dar nu ne mai permite timpul să le acoperim pe toate. Aș vrea să vă ofer 2 minute fiecăruia pentru a vă adresa direct propriului electoral. Începem cu domnul Cioloș, vă rog. România are interesele sale de a se dezvolta, de a oferi oportunități cetățenilor săi. Avem peste 4-5 milioane dintre cetățenii români care locuiesc, muncesc, studiază în alte state membre din Uniunea Europeană. Deci da, unele dintre interesele României sunt comune cu interesele altor state membre și noi de la Partidul Reper vrem să mergem în Parlamentul European să susținem interesele României acolo, să le promovăm, nu doar să le apărăm. Pentru că nu e suficient să aperi niște interese, trebuie să le promovezi. Pentru că e foarte posibil ca multe din interesele pe care noi le avem să fie și interesele celorlalți, dar dacă noi stăm doar în defensivă și doar ne apărăm
și nu discutăm cu ceilalți în mod deschis, nu vom ști cum să formăm acele majorități pe decizii care pot fi și în interesul nostru și în interesul altora. Și așa cum am spus, iată, o parte importantă dintre cetățenii români locuiesc, muncesc deja în alte țări din Uniunea Europeană, deci noi trebuie să căutăm cât mai multe din acele interese comune și acolo unde avem alte opinii să știm să le spunem, să o spunem cu argumente și mai ales să avem politicieni care să ne reprezinte cu demnitate acolo, cu competență, care să fie capabil să discute, să negocieze și nu doar să se pună pe picioarele din derăt cu ceea ce nu vor. Da, Uniunea Europeană e o uniune de state, e o unitate în diversitate. Eu văd și valorific pe zi ce trece și diversitatea pe care o avem când vorbesc de produse tradiționale românești, de valorile noastre tradiționale, dar vreau să caut și motivele de unitate pentru că asta a menținut pacea în Uniunea Europeană timp de decenii. Mulțumesc frumos, domnule Terheș, vă rog încheierea dumneavoastră, discursul de încheiere. Mulțumesc. Pe 9 iunie 2024 românii au de făcut o decizie extrem de simplă. Ce fel de Europa dorim să avem pe mai departe și ce fel de Românie dorim să mai avem în această Uniune Europeană. O Românie suverană, liberă, care își exercită, nu doar apără, exercită drepturile pe care le are și interesul pe care le are, sau continuă să rămână cu capul plecat, cu genunchiul plecat, în fața unor străini care își urmăresc, evident, interesul propriilor lor țări. Ori vin în fața dumneavoastră și nu fac promisiuni, ci arăt ceea ce am făcut deja în ultimii 5 ani. Atunci când marea majoritate a europarlamentarilor, inclusiv români, au votat ca în perioada pandemiei nu doar să fiți închiși în casă, să nu vă puteți exercita drepturi și libertăți fundamentale decât dacă aveți certificatul verde, am fost cel care m-am opus la lucrul acesta și am atras atenția că este incorect, injust și nedrept ca în Europa, care a trecut prin atâtea sisteme totalitare, mai ales în ultima sută de ani, să-și constrângă cetățenii să se injecteze cu produse medicale care nu au fost testate suficient și vedem astăzi efectul advers pe care multe dintre aceste pretinse vaccinuri îl creează. Când toți au tăcut, eu am vorbit. Vin în fața dumneavoastră astăzi și spun că împreună cu ceilalți colegi de pe lista Alianței AUR vom merge în Parlamentul European pentru a apăra, promova, așa cum se cuvine, interesul național al României și suveranitatea națională a României. Am făcut lucrul acesta, știu cum se face și sunt convins că împreună cu ajutorul dumneavoastră, mai mulți fiind în Parlamentul European, îl vom face și mai bine. Vă mulțumesc și pe 9 iunie votați candidații Alianței AUR la europarlamentare. Am să-mi iau și eu 2 minute pentru a vă adresa câteva observații, dacă vreți, la finalul întâlnirii noastre. Așa cum spuneam la început, sunt aici în calitatea mea de cetățean cu drept de vot, care duminică 9 iunie va merge la urne și va pune ștampila într-un chenar pe una dintre formațiunile politice înscrise în cursa pentru alegerile europarlamentare, dar și pentru celelalte alegeri. Pe alocuri am atins foarte tangențial temele pe care le-am adus la masă, pe alocuri nu le-am atins deloc, asta ca observație, pentru că, așa cum vă spuneam, nu sunt jurnalist și mi-asum observațiile pe care le fac. Cred că genul de dezbateri, precum cea de astăzi, lipsesc cu desăvârșire, din păcate, din viața publică a României și cred că, într-o oarecare măsură, românii sunt văduviți de oportunitatea de a cunoaște candidații și persoanele care doresc să ajungă pe liste și doresc să ne reprezinte interesele în viitorul Parlament European. Eu vă mulțumesc pentru gradul de civilizație, de democrație, de discurs exprimat liber și sper să mai avem ocazia să ne reîntâlnim și cu alte ocazii. Mulțumesc mult! Mulțumim pentru oportunitate! Și mulțumim celor de la TransilvaniaTV.ro pentru invitație. Sperăm ca timpul petrecut împreună să vă fi fost util în a vă face o idee despre cine anume vă cere votul pe 9 iunie pentru a ajunge la Strasburg și la Bruxelles și sper ca prezența românilor la urne pe 9 iunie să fie covârșitoare, să fie o prezență record și sper ca într-o oarecare măsură și întâlnirea noastră de astăzi să fi contribuit la așa ceva. Mulțumesc mult! Mulțumim și noi!